Bun găsit tuturor la horoscopul financiar al lunii mai. Luna mai este luna Taurului, prin definiție. Și bineînțeles că Taurul, guvernat de Venus, planeta banilor, reprezintă zodia care chiar se ocupă de finanțe. Să știți că în astrologie există două zodii guvernate de Venus, Taurul și Balanța. Venus este planeta banilor, a finanțelor, a posesiunilor materiale și a generozității noastre, în timp ce se mai ocupă și de dragoste, de modul în care ne tratăm feminitatea, de soția pe care și-o alege un bărbat, de relația cu mama. Bine, și luna are treabă cu mama în astrologie, dar pornind de la lună și ducându-se spre Venus, ne dăm seama cam ce tip de soție își dorește un bărbat, spre ce tinde, nu înseamnă că și primește. Și în Taur, Venus se ocupă de material și de a acumula și a aduna, în timp ce în Balanță se ocupă de frumos, de zen, de spiritualitate, de lucrurile plăcute, de iubire, de sexualitate. Însă, un secret, să știți că foarte multe persoane bogate, din top Forbes sau din alte topuri ale bogaților, au marcaje pe Balanță. Balanța are un potențial maxim de a face bani. Eu mi-am explicat, deci am spus, bun, Balanța, care este un semn de aer și care e zen și zânuță, ia și așa. Ce face Balanța de face bani? Ei bine, din punctul meu de vedere, ea e vorba de atenția la detaliu, balanțele, zodia Balanței, e foarte atentă la detaliu. Și atunci, probabil, cei care fac bani având marcaje pe Balanță, adică zodia, ascendent sau lună, sau aspecte acolo multe pe Balanță, interplanetare, probabil, manifestând această atenție la detaliu, prind și oportunitățile repede. Dar asta e doar o paranteză, nu intrăm aici în analiza Balanței sau a Taurului. Dar luna mai, prin definiție, este luna în care vorbim de bani, putem să ne orientăm spre finanțe și putem să ne stabilim prioritățile financiare până la sfârșitul anului. Nu e luna în care ne mărităm și asta și nu ne însurăm și asta am să o zic și la horoscopul dragostei. Nu vă măritați și nu vă căsătoriți pentru că, într-adevăr, pe bune, nu e vorba de superstiție și nu e o lună bună pentru măritat luna mai. Dar asta e altceva, dar trebuie să vă anunț și povestea asta. Ok, revenim la bani, că despre asta e vorba astăzi. Și în luna, de ce euforică sunt când vorbesc de bani, de sopăi pe aici, ca un cangur fac. Hai să mă temperez că oamenii săraci pe planetă sunt îngrijorați pentru ziua de mâine și eu pe aici fac ca măscărici. Deci, dar mă simt bine pentru că am vești bune să vă aduc până la urmă, adică de ce nu m-aș bucura? Și, ok, în luna mai avem parte de 3 retrogradări foarte importante, am zis și la horoscopul lunii, pe care ți recomand să-l urmărești, va fi și în descrierea videoului și în cardurile de sus. Horoscopul lunii, unde poți să-l urmărești. Dar, avem începe retrogradarea lui Saturn pe 11 mai, care o să ne ducă spre, din punct de vedere financiar, o să ne ducă spre prudență, responsabilitate și chiar uneori zgârcenie. Pentru că mulți oameni vor fi înspăimântați de ziua de mâine. Desigur, o să vedeți că există și un pol opus. Deci pe 11 Saturn retrogradează. Pe 13 mai, Venus, cea responsabilă de bani, retrogradează în semnul Gemenilor și va fi o filmare specială dedicată acestui, sau poate mai multe filmări dedicate acestui eveniment. Ea retrogradează de pe 13 mai pe 25 iunie și la capitolul finanțe ne va învăța să nu luăm de bună ce ni se promite, ne va testa abilitatea de negociatori
și capacitatea de a pune cap la cap informațiile pentru a crea o informație coerentă, viabilă, pe care putem să o punem ulterior în practică. Iar pe 14 mai, Jupiter, marele benefic și planeta exceselor, intră și el în retrogradare și o să ne provoace foarte, foarte, foarte mult pe zona excesului. Deci ții minte când am zis Saturn intrând în retrogradare pe 11 o să ne facă zgârciți, sau la polul opus, și acum explic, la polul opus vor fi persoanele care se tem de moarte și se tem de incapacitatea de a-și controla viața și acestea se duc spre exces. Să cumpere, să mănânce, să bea, să fie în exces. Deci, știi cumva, în luna mai, pe aceste două retrogradări, Saturn și Jupiter, pe aceste două planete grele ale zodiacului, planete de generație, astea se mișcă încet, nu se mișcă repede, un tranzit de două săptămâni, trei și gata, în altă zodie, nu. Jupiter stă 2 ani într-un semn zodiacal, pardon, Jupiter stă un an într-un semn zodiacal, 12 luni, adică Saturn stă 2 ani aproximativ, more or less, mai mult sau mai puțin într-un semn zodiacal. Dar persoanele care vin dintr-o karmă, și fiți atenți ce vă vorbesc eu aici, dintr-o karmă de sărăcie, sau care într-o altă viață, sau dintr-o karmă în care au avut și au pierdut, își arată această traumă în luna, în acest moment, pe retrogradarea setorniană, devenind zgârciți și chibzuiți și își numără banii și sunt foarte atenți. Iar cei care se tem de moarte, cei care se tem să îmbătrânească, cei care se tem de neputința fizică, de a-și purta singur de grijă, încep să cheltuiască ca să-și demonstreze că sunt în viață. Și asta e doar așa, o informație suplimentară ca să înțelegi de ce unii cheltuie și alții nu. Dar luna mai a anului acesta, din punct de vedere financiar, nu-i cea mai bună lună de pe planetă. Previzional pot să spun că va aduce șomaj sau șomaj tehnic, va aduce represalii financiare, o să vedeți că o să înceapă să vi se pună jugul pe spate, indiferent de țara unde trăiești. Gândiți-vă că economiile au fost blocate și încă în unele părți sunt blocate. Acum o să trebuiască să repornească și eu nu cred în măsuri de relaxare, că relaxarea asta o să se vadă în prețuri mărite, poate, în cel puțin, uite, la mine, unde trăiesc eu în țara, unde trăiesc eu în Islanda, la noi s-au mărit cu 0,50%, n-am înțeles, n-am fost atentă la televizor, dar s-a mărit până la, nu știu cât, la 100% prețul produselor la raft. Și dacă aici, care ei sunt foarte atenți cu lucrurile astea și, aoleu, dacă a sărit o centimă, imediat s-ar toți în sus, ei, la nivel mondial, vă dați seama că o să se mărească prețurile. Și chiar vă rog să-mi scrieți, în țările unde trăiți voi, și în România, și în alte părți, eu spun, în Islanda a crescut prețul la anumite produse. La voi au crescut prețurile sau n-au crescut prețurile? Tendința astrologică, previziunea astrologică este că vor crește. Oamenii vor începe să simtă jugul, nevoie de a plăti către stat lucruri. E un pic de zăpăceală legată de economie și de finanțe. Și da, trebuie să privim adevărul în față și să spunem că vor exista persoane, semne zodiacale sau persoane care vor avea probleme financiare. Și este o lună în care se creează o distanțare între omul obișnuit și autoritatea statului. Nu spun că e vorba neapărat de violență, pentru că Marte, harul Universului, intră pe 13 mai în semnul peștilor. Iar Marte în pești
intră sau ingres. În astrologie termenul este de ingres. Marte în pești. Întotdeauna e blajin, el își plânge de milă, e în altă sferă, nu face revoluție. Deci, măcar atâta se atenuează riscul de conflict public. Dar bursele nu își revin, vor fi foarte mari fluctuații financiare, nu vă apucați să faceți speculă că o să vă luați maxim și se va simți o tensiune între zona de autoritate și omul obișnuit. Iar tensiunea se va resimți mai ales după 20 mai. Și vă propun în continuare să ne uităm ce se întâmplă pe semnul tău zodiacal și voi vorbi cât de mult pot lega de ce se vede pe semnul tău zodiacal, ok? Deci, hai să vedem ce se întâmplă cu semnul tău zodiacal. Fecioara și luna mai. Uneori îmi propun să vorbesc despre horoscopul financiar. Ok. Dar există și situații, cum e în cazul acesta semnul tău zodiacal, în care finanțele depind foarte mult de alți factori, care nu pot fi controlați, ca să zic așa, și care întâi trebuie rezolvați ei și apoi vine și câștigul financiar. Iar în cazul Fecioarei, vorbesc despre faptul că Venus, care este indicatorul central al acestei luni, pentru că Venus e planeta banilor, Venus intră în mișcare retrogradă, aparent retrogradă, pe 13 mai și stă în această mișcare, rămâne acolo până pe 25 iunie. Iar ție îți aspectează sectorul carierei, sectorul ascensiunii sociale. Tu ai de luat niște decizii importante privind cariera. Tu ai de luat niște decizii importante privind maniera în care te impui în fața celor din jur. Modul în care gestionezi treptele pe care le ai de urcat. Și din această perspectivă și din acest punct de vedere, după aceea, când ți-ai câștigat redutele pe care le-ai de câștigat și după ce ai să treci prin războaiele pe care ai, prin care ai de trecut, după aceea vin și banii. În luna mai, Fecioara, da, este atacată pe zona carierei. Ori locul tău de muncă e un loc interesant și îl vor alții. Ori candidezi cu mai multe persoane pe o anumită poziție. Ori, din păcate, și nu-i vorba de tine, altcineva are un tratament preferențial, e avantajat mai mult, cu toate că nu merită, și tu va trebui în această lună mai să lupți din toate forțele, să îți recâștigi poziția sau să te impui la locul de muncă. Nu încerca să fii înduplecată sau nu permite celor din jur să te manipuleze. Pentru că în zona finanțelor vor fi persoane care vin să pozeze într-o imagine de victimă, de persoană nedreptățită, de persoană care suferă și din ipostaza aceasta te poate prinde și pe tine și să te pună în poziția în care trebuie să lași de la tine, să fii mai îngăduitoare, eventual să scoți și un bani din buzunar să-l dai cu împrumut. No way! Sub nicio formă. Sunt doar metode vechi de când lumea, incorrecte, de a accesa sufletul tău și de a accesa partea ta miloasă, salvatorul din tine, pentru a obține niște beneficii. Iar dacă ai să muști momeala, ai să te frigi maxim. Deci, nu fă donații, nu fă danii, nu-ți fă pomană cu nimeni în luna mai, că asta o să conducă la pierderea ta financiară, la îți pierzi sporul, îți pierzi norocul, îți pierzi șansa la bani. Nu spune că, vai, săracul, trebuie să fie ajutat.
Nu, ce-ar fi ca săracul ăla să pună fundul la treabă și să se ajute singur? Ce părere ai de asta? Că nu poate, dar nu-i problema ta. Dar deloc. Ce să vezi? Surpriză. Nu-i a ta. Nu-i problema ta. Tu trebuie să te ocupi să ții scaunul sub fund, că vin alții și ți-l iau. În timp ce tu salvezi lumea, între timp ți se ia locul. Deci trebuie să, în luna mai, trebuie să-ți duci întâi tu propriile tale războaie legate de carieră și ascensiune socială și după aceea ai să fii pregătită să te ocupi și de alții. Deci, succes la război! Deci, acestea au fost previziunile legate de zona financiară. Mulțumesc că ai urmărit această filmare. Nu uita să apeși butonul subscribe dacă vrei să fii la curent cu următoarele mele postări. Și să ne vedem cu bine și la alte filmări. Pe curând!